Vreau să Este. Mai credem noi că numele lui este putere? Credem și când suntem în vale sau credem doar când suntem pe munte? Pentru că de multe ori trecem prin valea plângerii. Și de multe ori acolo începem să ne clătinăm. Acolo începem să vedem că avem de multe ori o credință atât de slabă. E așa de ușor să vorbim de credință când suntem sus pe munte. Dar în vale, cum reacționăm? În vale, cum ne raportăm la Domnul Isus Hristos? Credem în El doar când vedem minuni. Sau credem în El, indiferent de situație. Domnul să ne ajute să privim la Fața Lui neîncetat. Pentru că trăim vremuri în care atât de mare este minciuna celui rău, încât, cum era și dimineața în predică, ajungem să credem că noi trebuie să avem soluția. Noi trebuie să rezolvăm problemele. Noi trebuie să ne creăm contextul perfect, să găsim ipotezele perfecte, noi trebuie să facem lucrurile. Dar adevărul este că trebuie să renunțăm la noi și să ne încredem în dragostea perfectă a Lui Dumnezeu și să ne încredem în Isus Hristos, că El, într-adevăr, din dragoste s-a dat pentru noi, din dragoste a suferit El pedeapsa în locul nostru și vrea ca noi să trăim prin dragoste. De fapt, porunca Lui este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Asta este porunca Lui. Și pentru că mi-a venit de dimineață uh, sau astăzi, pe parcursul zilei de astăzi, mi-a venit în minte un verset într-un psalm și lăsă-ți tot psalmul ca și o încurajare pentru nevastă. Eu nu pot să vă încurajez prea mult, sincer, sau nu pot să vă dau prea multe îndemnuri, dar Cuvântul Lui Dumnezeu ne dă îndemnurile. Și de Cuvântul Lui Dumnezeu trebuie să ascultăm, în primul rând. Noi suntem doar cu toții mădularea la acelui trup. Și dacă putem să ne zidim unii pe alții, slavă Domnului pentru asta. Și Psalmul 84 spune pe următor. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor. Sufletul meu suspină și tenjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica, un cuib unde își pune pui. Ah, altarele doam tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în acelor inimă locuiește încrederea. Și acesta este versetul care mi-a venit în minte. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte lui Iacov. Tu care ești scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește fața unsului tău. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în cortul răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul de îndurare și slabă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în Tine. Amin. Vrem să mai cântăm încă o cântare. O cântare care vorbește tot despre regele nostru.